După ce au reușit să treacă categoric de nou promovata Liga 3-a Fecea-Ninoasa, cu scorul de 4-0, târgoviștenii vor avea ocazia să-și verifice potențialul în fața unui adversar cu adevărat de calibru. Dinamo București s-a înțeles cu târgoviștenii pentru un joc de antrenament pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște. Meciul va avea loc miercuri, 29 iulie, cu începere de la ora 18:30, iar intrarea spectatorilor va fi liberă. Jucătorii Chindiei se află în cantonament centralizat la hotelul Valahia până la sfârșitul săptămânii viitoare. Inițial, locația aleasă pentru stagiul centralizat a fost campusul Universității Valahia, dar antrenorii și fotbaliștii au decis să se mute din cauza temperaturilor foarte ridicate din camere.